Mai e vreme de colinde? Se mai poate? Se mai poate. Dacă sufletul rămâne cel mai mare dintre toate. Dar colinda din colinde n-are roluri, n-are mască. Și pe ea tot omul lumii e chemat să o cunoască. Doamnă viceprimar al sectorului 1 al Capitalei, preacuvioși și preacucernici părinți, distinși invitați, doamnelor și domnilor, suntem în luna decembrie, o lună care pe fiecare dintre noi ne încălzește într-un fel aparte. Nu seamănă luna decembrie cu nicio altă lună de peste an. Parcă în luna aceasta suntem mai sensibili. În luna aceasta suntem chemați toți să ne dăruim unii altora, să ne fim unii altora bucurie și prilej de binecuvântare reciprocă. Este o lună pe care mai ales Biserica a gândit-o în așa fel încât să avem spațiu și timp să ne pregătim pentru primirea celui mai presus de toate, Mântuitorul Iisus Hristos, care se naște, se face om din iubire pentru oameni. În această perioadă nu facem altceva decât să ne împărtășim de iubirea pe care Dumnezeu ne-o arată necontenit prin întruparea Fiului Său. Și tot în această perioadă, cele care ne încălzesc sufletele cel mai mult, cele care ne fac să ne pregătim mai bine și mai intens pentru nașterea Mântuitorului, sunt colindele, creații populare, care vin de undeva de departe, de la strămoși, și prin care trăiesc la oaltă toate generațiile acestui neam. Azi, cu strămoșii cânt în cor, colindul sfânt și bun. Tot moș era și în vremea lor, bătrânul Moș Crăciun. De obicei, colindele se cântă în cor. Se cântă în cor pentru că persoanele care le cântă aduc aminte de îngerii care îi cântau odinioară pruncului născut la Betleem. De asemenea, colindele se cântă în cor pentru că ele arată unitatea Bisericii, unitatea între oameni, între noi, și unitatea între oameni și Dumnezeu. Iar în al treilea rând, colindele se cântă în cor sau în comuniune, ca în acest fel să ne aducem aminte de cei dragi, de bunici, de părinți, de cei pe care îi avem printre noi sau de cei care poate nu mai sunt lângă noi. Sărbătoarea Crăciunului este una a amintirilor dragi. Stimați invitați, distins auditoriu, vă spunem bun găsit la cea de-a doua ediție a concertului de colinde organizat de Centrul de Îngrijire Luxab. Și în acest an, doamna director general Tania Ivan și părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva, s-au gândit să aducă bucurie în sufletele rezidenților acestui așezământ și cum altfel, dacă nu cu o seară de colinde, o seară în care să vă aducă dumneavoastră, drag auditoriu, tocmai ce am spus despre colinde, că ele sunt cântate în cor. Iar în această seară, în fața dumneavoastră, veți audia, veți urmări trei coruri, trei cete de colindători. Primii dintre ei, și vă rog să îi întâmpinați cu aplauze, sunt membrii grupului vocal al școlii gimnaziale Planeta Copiilor. Grupul este coordonat de părintele arhidiacon Dimitrie Gabor, iar cu sufletele lor inocente și cu glasurile suave, vor interpreta în această seară
O, ce veste minunată! Iisus, bine ai venit! Și omul cel cu suflet bun! Doamnelor și domnilor, grupul vocal al școlii gimnaziale Planeta Copiilor. Să-i ascultăm! S-a născut pe pământ și ne-a
Seara
Haideți să aplaudăm încă o dată pe membrii grupului vocal al Școlii Gimnaziale Planeta Copiilor. În continuare și în același timp cât o să le fac prezentarea, îi rugăm deja să intre în scenă, vom asculta grupul vocal folcloric Odoare de la Colegiul Național din Ulipati. Grupul este coordonat de Loredana Streche și de Maria Luiza Popescu. În această seară ei au pregătit un moment tradițional, iar din repertoriul propus de ei vom audia colindele Hai Feciori cu Dubili din zona Banatului, Astăzi seară-i seară mare din zona Romanați, Plecatau Maria din Mehedinți, Joacă Pătru, un colind din Ardeal, și Jocul Caprei, colind din Bucovina. De asemenea, ei s-au gândit să ne ofere și un moment cu cântece tradiționale din mai multe zone ale țării și vom audia Ia uite-o zău, un cântec din Oltenia, Rupt-o boi, un cântec din Maramureș, Uhăi Bade, cântec din Ardeal și Savetuca, cântec din Bucovina. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, grupul vocal folcloric Odoare.
Numai raza lui Hristos ea luminează frumos. Woo!
Thank you.
Vă mulțumim frumos! Și o să-mi permit o mică abatere de la playlist, așa că vă rog să nu ruleze sârba. Atât eu cât și Luiza am ales să se cânte numai în grup astăzi, tocmai pentru faptul că fiecare elev în parte are activitatea lui, are concursuri câștigate și merita fiecare să vă cânte câte un cântec solo. Așa că am ales să fie egali, frați, între ei. Și noi, ca profesori, să predăm ștafeta mai departe. Și abaterea mea nu este întâmplătoare de la playlistul inițial. O să-l invit pe Ioan Valeriu Nae, tot elev de la noi, de la Dinul Ipatie, având în vedere că este singurul instrumentist de aici, o să vă cânte și el la Nae. Thank you.
grupul vocal folcloric Podoare de la Colegiul Național din Olipati, vă rugăm să le acordăm încă un rând de aplauze. Colindele dau și cer tihnă. Cer și dau un alt ritm sufletesc. Colindele cer să închizi ochii. Colindele cer un alt fel de a respira. Veți simți acest lucru în momentele care urmează, pentru că grupul psaltic, îi rugăm să intre în scenă, grupul psaltic al Asociației Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin cântarea membrilor lui, vă va face inimile să bată la unison și să pulseze de emoție. Condus de psaltul Marian Știrbei, grupul va interpreta mai multe colaje, între care Sus, boieri, nu mai dormiți, Veselește-te, Domn bunu, și Noi umblăm și colindăm. Un alt colaj, Urare de trei zile tot venimu și Draga mea gazdă frumoasă, și Noi umblăm și colindăm, și La toată casa-i lumină. Iar ultimul colind va fi Hoidaler boier. Doamnelor și domnilor, grupul psaltic al Asociației Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva. Să-i aplaudăm! Sfântă lumina stângă, flori de-al vechi,
Flor de mărul, flor de ale, flor de măr. Și de-a dreapta busuiocul și la vârful schimb de grâu. Flor de ale, flor de mărul, flor de ale, flor de măr. La fiecare trandafirul, darul, darul, frilodare. Flor de ale, flor de mărul, flor de ale, flor de măr. Crucior davă câmpilorul, trandafirul, cântilorul. Flor de ale, flor de mărul, flor de ale, flor de măr. Busuioc feciorilorul, grâuri da-câmpurilorul. Flor de ale, flor de mărul, flor de ale, flor de măr. Noi umblăm și colindăm florile d'arme, și pe Dumnezeu purtăm florile d'arme. Critităm și înfășețăm florile d'arme, și la față frumușem florile d'arme. Am șertat băde mătasă florile d'arme, să-i fie moale la oase florile d'arme. Unite de ușunic florile d'arme, oale să-i fie la trup florile d'arme. Zici-mă, colind la casă, la dumneavoastră! Ziceți! Ia-o și vesti, ți-am vestit fecioriță de ochișâți. Darile, 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 darile,
Draga mea gază frumoasă, florile d'albe. Draga mea gază frumoasă.
Maica Sfântă și-o porni tu. Hai da ler, boier. Maica Sfântă și-o porni tu. Hai da ler, boier. Să meargă câmpul floritul, hai da ler, boier. La fereastra lui Crăciunul, hai da ler, boier. Măi Crăciune, măi bătrâne, hai da-le, boie! Fă-mi o țâne, loc în casă, hai da-le, boie! Loc în casă nu-ți pot face, hai da-le, boie! Leacă-n grajdul vitelor, hai da-le, boie! Și-acolo ai ca născutul, hai da-le, boie! În momentele ce urmează, invitata special Tribalul FB se va alătura grupului și va interpreta câteva cântări în limba arabă din cadrul slujbii privegherii praznicului nașterii Domnului. Acestea vor fi canon de la utrenia nașterii Domnului, condacul nașterii Domnului și sedalna spăimântatus a Iosif. S-o primim cu aplauze. Oh.
bilet pe robia vumă. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Lama sami'ati l-umu hawa kalam al-afa saqata. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Mustahilatan hujran lil-hayya wa Thank you.
La fereastra cu guțuie flori și trandafiri, amintirea e și nu e flori și trandafiri. Dacă e de mâini mă prinde flori și trandafiri și mă arunc între colinde flori și trandafiri și mă ninge și mă îngheață flori și trandafiri și mă văluie într-o ceață flori și trandafiri ca într-un abur de lumină flori și trandafiri și mă uit așa în grădină flori și trandafiri. Arde focul-n paie ude, nimeni, nimeni nu mă aude. Arde focul-n paie ude, nimeni, nimeni nu mă aude. Ninge ca o deșteptare flori și trandafiri, peste lume fiertare flori și trandafiri. Numai peste noi să bate flori și trandafiri, un miros de răutate flori și trandafiri. O zăpadă ca o zgură flori și trandafiri, ce ne minte și ne fură flori și trandafiri. Tot ce e și tot ce nu e flori și trandafiri, și fereastra cu gutuie flori și trandafiri. Arde focul-n paie ude, nimeni, nimeni nu mă aude. Arde focul-n paie ude, nimeni, nimeni nu mă aude.
Domnului, scaun venim pe drum. E sărbătoare și e când, că-i sara lui Crăciun, bin ban. La peștera din Betleem, un crainic s-a născut. Păstori și noași îngeri sfinți, venind l-au cunoscut, bim bam. Și maica s-a-i cântat încet, când ce s-a doar mărit, că-i Dumnezeu și Fiul preasfânt a Tatălui din cer, bim bam. La casă-i sărbătoare acum, și oamenii frumoși, așa-i Crăciunul la români, și-l prăzuim voioși, bim bam. Să cântăm împreună un colind cu dumneavoastră. Acesta se numește O ce veste minunată, colindul tradițional.
Viceprimara sectorului 1, domnule purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, părinte consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, preacuvioși și preacucernici părinți, distinși invitați, marele praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos se apropie și de aceea, așa cum se cuvine, grupul vocal al Asociației Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva a poposit și aici, deja pentru al doilea an, pentru a vesti că în Iesle se va afla cel care vine să-L îndumnezească pe om pentru totdeauna. Colinda este o formă specifică țării noastre și vă mărturisesc aceasta, deoarece în căutarea noastră de a oferi originalitate repertoriului pe care l-am prezentat domnilor voastre, în lumea ortodoxă nu am găsit prea multe cântări tradiționale care să sugrăvească atât de frumos minunea nașterii. Dacă prin cântarea bizantină putem spune că universalizăm limbajul Sfintei noastre Biserici Răsăritene, colindul îl considerăm un tezaur al ortodoxiei care se păstrează într-un mod aparte la poalele Carpaților. El are un rol aparte în existența noastră, deoarece ne introduce în starea de așteptare a lui Mesia,
dar este și o modalitate de mărturisire a credinței care se amplifică atât de mult în luna lui decembrie. Vreau să vă mulțumesc în mod special dumneavoastră, vreau să mulțumesc domnișoarei Ribalu Ihbe pentru prietenia ei, lui Marian Știrbei, dirijorul nostru, pentru dragostea lui și tuturor psalților care s-au implicat în acest frumos proiect, dar și donatorilor, colaboratorilor și tuturor angajaților pentru că au participat ca să se întâmple această frumoasă seară. Ne rugăm bunului Dumnezeu, pruncului Iisus Hristos, să ne țină sănătoși ca să ne putem bucura și de acum încolo cât mai mult timp de astfel de momente deosebite împreună. Vă mulțumim! Se cuvine să-i dăm cuvântul doamnei viceprimar a sectorului 1 să ne spună câteva cuvinte și dumneaei acum înainte de această sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Să o primim cu secuvine. Bună seara tuturor! Ramona Porumbie, numele meu, viceprimar al sectorului 1. O adevărată bucurie să mă aflu în această seară alături de dumneavoastră. Într-adevăr, este o săptămână în care dăruim și ne dăruim. Dăruim vorbe frumoase, dăruim îmbrățișări, dăruim gânduri bune. Este o săptămână binecuvântată, o săptămână magică. Săptămână pe care ieri am început-o în mijlocul a peste 100 de copii. Dimineața am fost într-unul din centrele de seniori ale primăriei sectorului 1, iar în această seară alături de dumneavoastră. Toate gândurile mele bune se îndreaptă către bunicii noștri, către bunicii mei, la care voi ajunge în perioada următoare. Vă doresc sărbători binecuvântate, cu sănătate, în liniște, în pace. În ceea ce mă privește, rămân întotdeauna un partener al cetățenilor din sectorul 1, la primăria sectorului 1. Să ne vedem sănătoși anul următor. Felicitări pentru eveniment, la cât mai multe. Bunicii noștri, sănătoși să fiți, sărbători fericite, toate gândurile bune și o îmbrățișare din toată inima către voi. Mulțumesc mult pentru invitație, seară frumoasă! Am ajuns la finalul celei de-a doua ediții a concertului de colinde, organizat de Centrul de Îngrijiri Luxa. Dorim să mulțumim gazdelor noastre, Centrului de Îngrijire Luxa și doamnei director general Tania Ivan, părintelui Alexandru Ivan, președintele Asociației Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva, grupurilor de colindători care ne-au încântat și ne-au vestit nașterea Domnului, dar și dumneavoastră. De asemenea, dorim să mulțumim tuturor celor care au înțeles că sărbătoarea nașterii Domnului este despre a dărui și a face o bucurie celor din jur, dar mai ales copiilor, care sunt în număr mare în această sală. Așa cum bănuiți, pentru ei, moșul a trimis cadouri. Și după cum spuneam, vrem să le mulțumim celor care l-au ajutat pe moș să facă darurile. Ne îndreptăm recunoștința către doamna viceprimar și implicit către primăria sectorului 1 a capitalei, școala Atlas și Asociația Studenților de la Facultatea de Inginerie Medicală Med Organization. În continuare, părintele Ivan Alexandru și doamna Tania Ivan vor dărui cadourile celor mici, dar și rezidenților acestui centru. Iar dumneavoastră vă mulțumim și vă dorim sărbători cu pace și numai bucurii.